În jurul zilei de astăzi, în județul Mehedinți, au avut loc percheziții domiciliare la persoane bănuite de infracțiuni economice. Cercetările au continuat și în județele Caraș, Severin și Timiș. Din cercetări a reieșit că în perioada octombrie 2016-septembrie 2019, doi bărbați reprezentanți ai unei asociații non-profit ar fi retras și și-ar fi însușit aproape 1,3 milioane de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare și care aparțineau asociației. Totodată, împreună cu alții doi bărbați, administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidență contabilă ale societății respective venituri de aproape 4 milioane de lei care ar fi provenit din prestări de servicii. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 1,2 milioane de lei, 7 percheziții domiciliare în județele Mehedinți, Caraș, Severin și Timiș la persoane bănuite de evaziune fiscală și de lapidare. La această activitate au participat și polițiștii ai serviciilor de investigare a criminalității economice din Timiș și Caraș, Severin.